numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiți credincioși, iată, am parcurs cu toții frumusețea, sau dacă vreți să spunem, strălucita zi, cea neînserată și plină de lumină duhovnicească a Învierii lui Hristos, ziua Învierii. Este ziua Paștilor celor mari și preasfințite care au schimbat fața lumii și au schimbat firea lucrurilor și au restaurat toate în Iisus Hristos prin Înviere și prin înălțare la cer, cum vom vedea la timpul potrivit, dar mai mult decât atât a ridicat pe toți din moarte la viață și de pe pământ la cer. Un lucru care trebuie relatat și trebuie să fie clar în mintea noastră este aceasta. Sfântul Ioan Damaschin spune categoric. Sfântul Apostol Pavel îl repetă și îl urmează. Dacă Hristos nu ar fi înviat și credința noastră ar fi fost zadarnică și zadarnic am crede în Înviere. Dar atâta timp cât Hristos a înviat cu trupul din mormânt, ceea ce ne-o destăinuie evangheliștii, ceea ce ne destăinuie scripturile, ceea ce ne destăinuie martorii Învierii. Și când mă refer la martorii Învierii, vreau să spun acolo unde trebuie să țintim, adică cei din tâi martori ai Învierii au fost îngerii lui Dumnezeu. De aceea și la rugăciunile din cadrul slujbelor liturgice auzim permanent pomenindu-se că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm. Deci este categoric momentul sau faptul în care la Învierea Mântuitorului îngerii sau duhurile slujitoare au participat alături de ascultarea Fiului din porunca Tatălui la împlinirea actelor Învierii. Adică îngerii au fost cei ce au dezamorsat, să spunem, tristețea și suspinul apostolilor, plângerea mironosiților, spaima celor din jur care străjuiau și păzeau mormântul. Deci au fost și martorii oculari, dacă vreți să spunem, au fost martorii oculari îngerii, dar spăimântându-se de cele întâmplate, după cum spune și în Vinerea Mare la punerea mormânt, îngerii tăi Hristoase s-au spăimântat văzând îngroparea ta cea de 3 zile. Era categoric că îngerii, văzând pe îngerul de mare sfat, punându-se ca un om în mormânt, cum spune, zice, ca un om în mormânt apui, spune la Prohod, și stă sub pământ ca sub obroc trupul Domnului, de soarele dreptății care vine să se coboare în stihiile, în adâncurile cele mai de jos ale pământului, să curețe neamul omenesc numai prin dragoste, numai prin înviere și numai din iubire. Și mergând mai departe, cum ați întâlnit în ziua aceea din tâia Învierii, când am discutat categoric toate argumentele Învierii și le-am amintit și am arătat că Învierea este cel mai mare act din istoria creștinismului și este chiar piatra de temelie. Nașterea Mântuitorului, minune a minunilor, dacă vreți. Zămislirea Mântuitorului, minune între minuni. Dar Învierea este finalul suprem în care se pune temelia și piatra Bisericii sau începutul Bisericii creștine prin faptul că primul care face parte din Biserica creștină după Înviere este tâlharul de pe cruce care înviază odată cu Iisus Hristos și intră cu crucea în spate în rai. În mormânt cu trupul, iad cu sufletul, rai cu tâlharul. Deci iată primul personaj, iată prima victimă, dacă vreți, a morții, scăpată din ghearele morții și mântuită prin Iisus Hristos și primul discipol al Bisericii. Încă de pe cruce, deci și el era la fel răstignit, a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci este primul om care vestește cu grai omenesc împărăția lui Dumnezeu. Este primul apostol neidentificat. Dacă cei 12 fug, dacă cei 12 se spăimântează și dau un bir cu fugiții și se împrăștie ca potârnichele, iată aceasta îi dă curaj și lui Toma, deci aceasta îi dă curaj și lui Toma, și când mă refer la lucrul acesta, vreau să argumentez legându-ne de duminica trecută, deci alți martori ai Învierii, apostolii,
să le spună lor, până n-am să pun eu degetul în coastă și să pipăi cu ele, nu cred. Unii au interpretat acest lucru ca fiind o necredință a apostolului Toma. Nici pe de departe nu s-a vorbit de o necredință a apostolului Toma, ci era un argument concret. Dacă noi doi suntem prieteni și tu mă părăsești la drum, ce încredere să mai am eu în cuvintele tale, vorbind tu despre mine? Și atunci, sigur, și apostolul Toma a fost categoric în fața lor și le-a spus, voi care ați fugit ca iepurii alungați de câini, acum vorbiți despre învierea lui, despre stăpânul? Nu cred. Dacă ați fi crezut ceea ce îmi spuneți mie, ați fi demonstrat-o bărbătește și nu ați fi fugit. Și sigur că îndoiala apostolului Toma a fost o îndoială grosolană. De ce grosolană? Toți părinții asceți, toți părinții filocalici și toți mistici bisericii de răsărit tâlcuiesc această îndrăzneală a lui Toma nu ca un act de necredință, ci a fost poate dovada cea mai evidentă de credință prin care neamul omenesc are argument până la venirea Mântuitorului că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat cu același trup cu care a fost răstignit și n-a fost nălucă sau viziune falsă sau alte învățături expuse că l-au furat și nu știu unde l-au pus, halucinații sau viziuni colective. Nu! Ce a fost argumentul concret, pentru că dacă vom face o paralelă și ne vom uita atenți, vom vedea două lucruri distincte. Întâlnim al doilea fel de martori ai învierii și cei mai zeloși, sfintele femei sau femeile purtătoare de mir, mironosițele. Ce era cu aceste mironosițe? Nu umblau nici îmbrobodite, nu umblau nici zmerite, nici cu capul în jos, nici n-o făceau pe agrozavele. Ci erau niște femei care au fost însoțitoarele Mântuitorului la patima cea de bunăvoie și l-au însoțit pe Golgota în lovituri, în scuipări, în batjocuri, în ocări, în greutatea crucii și nu s-au depărtat. Nu s-au depărtat din două motive. Întâi, ca parte slabă, romanii nu se temeau de ele văzându-le neînarmate. Ca parte de drept civil erau de sex feminin și prea puțină importanță avea femeia și valoare în Vechiul Testament. Și mai mult decât atâta, fiind sentimentaliste și bocitoare, cum plâng femeile și leșină și cad pe jos atunci când sunt cazuri de aceste extreme de violență, sigur că romanilor le-a pricinuit mai mult un amuzament. Și ce a spus? Iată cine îl plânge pe împăratul ideilor. Iată niște femei sclifosite care urmează în urma crucii. Dar iată că spune Ieremia și spune Isaia și Solomon în pilde. Zice, a rușinat Dumnezeu pe cele tari și a înălțat pe cele slabe. Deci cei care au fost lângă el 3 ani și jumătate de viață publică, 3 ani și jumătate l-au însoțit în minuni și tot ce a făcut Mântuitorul și toate vindecările și minunile și cele mai suprafirești, să spunem, orbul să vadă, slăbănogul să meargă, femeia cu scurgere de sânge să se vindece. Iată că fug. Fug și nu-l recunosc. Iar ele, niște amărâte, niște femei simple, niște femei doar cu simpla dragoste de Dumnezeu și evlavie, îl însoțesc până la Calvarul Crucii, se duc la Pilat cu Iosif din Arimatea, cum și spune astăzi, îl cumpără in, îl înfășoară, îl aromează și îl pun în mormânt. Deci, curajul suprem stă tocmai în naivitatea minții. Iar această naivitate a minții este strâns legată de toată lucrarea duhovnicească a omului. Și eu v-am spus odată de mult tare și acum amintesc ca o tărie de argument, este foarte greu și în lumea de astăzi, cum spunea și Paisie Aghioritu în Patericul Aghiorit, zice să stai să analizezi o minune din punct de vedere psihologic, din punct de vedere rațional și din punct de vedere intelectual uman. Deci când începi să tâlcuiești tu minunea și să-i cauți esența, nu o să dai de minuni. Pentru că spunea acest sfânt al muntelui Athos, zice, la vremea de demult, când eram noi, zice, prin anii 40-20, zice, înainte de a intra, zice, în Sfântul Munte, secularizarea aceasta, zice, a modernismului, minunile se făceau la tot pasul.
Dar, zice, pe măsură ce secularizarea a înaintat în starea spirituală a călugărilor și a oamenilor, minunile au început să nu mai pară a fi minuni, au început să aibă explicări paranormale, parapsihologice, au început să aibă interpretări raționale și zice, iată că acum omul, zice, deși vede minunea, el o vrea explicată. Ei, cea mai mare explicație a minunii este următoarea. De ce încă se pot face minuni? Pentru că Dumnezeu încă iubește lumea. Și ca drept dovadă că numai o minune putea să contravină în această argumentare a învierii, să vedeți două lucruri relatate. Deci Maria stătea lângă mormânt cu fața scăldată în lacrimi. Maria Magdalena plângea. Și în momentul când ea ajunge de dimineață în ziua cea din tâia săptămânii, cum ne spune evanghelistul Marcu, fiindcă Ioan relatează cu totul altfel, Luca altfel, dar contextul este același, spune că, zice, și trecând ziua sâmbetei, foarte frumos, Maria Magdalena, mama lui Iacov, Salome, au cumpărat miresme și au venit să ungă din nou trupul. Pe drum, sigur, ca femei și-au pus argumentarea. Dar ce o să facem noi cu acea piatră grea care a fost prăvălită peste mormânt? Mirarea face că în momentul când au ajuns la mormânt și au ridicat ochii din drumul lor și din meditația lor profundă față de învățătorul iubit care acum zăcea înfășat în in și mort, au văzut piatra dată la o parte și am vorbit despre lumina din noapte și de îngerul care a răsturnat piatra și comentăm a doua oară același text, cine a auzit atunci să audă, cine nu să citească. Și vede că pe ușa mormântului un înger, un tânăr îmbrăcat în haine albe, stă și le privește. Le privește cu aceeași dragoste cu care și ele privesc semnul bucuriei. Adică ce zice? E totuși un lucru frumos să întâlnești după un calvar atât de sângeros un om în haine albe. Și sigur era și învietor la vorbă. Era și frumos, și blajin, și luminos, și curat, și îndemnător, și în același timp era plin de sfială față de frica lor. Deci el nu știa cum să se comporte, să nu le înspăimânte. Și mi-a spus, nu vă spăimântați. Ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu le vorbește absolut nimic de înviere. Deci la prima întâlnire cu îngerul le spune scurt. Eu știu că pe Iisus Nazarinianul căutați. Dar el a înviat, nu mai este aici. Dar le argumentează două lucruri care le-ar face să înceapă să patineze ușor cu mintea în lucrarea învierii și a lucrării dumnezești. Zice, vă amintesc două lucruri. Mergeți în Galileea, că acolo va veni, cum v-a spus, vouă mai înainte de a fi răstignit. Și în același timp spuneți-i și lui Petru. De ce a avut grijă îngerul să le vestească mironosițelor că să-l anunțe și pe Petru să vină și el? De semnul iertării. Deci Dumnezeu a avut grijă ca acest înger slujitor care avea de îndeplinit această poruncă, ca și la buna vestire, dacă ați fost atenți, îngerul spune, zice, mă spăimânt și mă minunez. Și spune, ce cum vestești mie, dar am amintit de atâtea ori. Naștere fă, eu nu știu de bărbat. Zice, puterea celui preanalt te va umbri. Și eu mă spăimântez, dar zice, eu sunt pus să-ți vestesc. Sigur că și el era pus, nu știa în ce măsură Petru, care s-a lepădat, este iertat, dar știa că a primit poruncă ca și el să fie prezent acolo. Ele au plecat, bineînțeles, iar pe parcurs, spune evanghelistul Ioan, acum relatarea concretă nimeni nu o poate înțelege, dar are singur argument tot la Marcu, spune că, într-adevăr, mergând pe cale înapoi, Salomea, Maria lui Iacov, Maria Magdalena și Ioana, deci cele mironosițele care veneau la mormânt, Mântuitorul i s-a arătat în față și le-a îngăduit să-i cuprindă picioarele. Să-i cuprindă picioarele. Deci este tocmai un argument care vine în sprijinul a două lucruri. Și nu la întâmplare s-a pus. Unii pot să spună ce vor ei, dar vă spun ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Aici este mirarea în care Mântuitorul face diferența învierii și eu am înnotat aici un lucru foarte frumos, care spune așa. Arătarea lui Hristos celor două grupuri de martori a învierii, apostoli și mironosițe, se face după starea lor spirituală. Și dacă vreți să vorbim de starea spirituală, aici am ajuns unde am vrut să ajungem. Maria Magdalena nu vede semnul cuielor sau coasta străpunsă. Mironosițele, când îi sărută picioarele, în timp ce se întorceau de la mormânt,
Nu văd semnul cuieră. Ca femei sfioase ar fi plâns, ar fi vrut să-l bandajeze, ar fi vrut ca să le ungă, ar fi vrut ca să le acopere, să nu-l doară. Era firesc că un om spart în tălpi, cu piroane și în mâini și în coastă, să nu sângereze sau măcar o coajă, iar pășind să nu intre mizerie. Ei, femeia fiind sensibilă la aceste lucruri, sigur ar fi plâns, ar fi încercat să se manifeste. Vedeți? Sinceritatea și naivitatea acestor femei ce suie la mormânt și însoțesc calvarul crucii, fac ca arătarea lor să fie însoțită în primul rând de îngeri pentru naivitatea și sinceritatea inimilor. Deci prima minune, intrarea lentă în taina învierii, apoi arătarea Mântuitorului fără cuie și fără semne în coastă sau în mâini. Și nu numai odată, ca drept dovadă că o minciună nu este, tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune mai departe, într-un comentariu Evangheliei de la Ioan, fiindcă Evanghelistul Ioan relatează cu totul altceva decât Evanghelistul Marcu. Și spune că venind Maria Magdalena le-a lăsat pe celelalte, s-a dus cu ele la apostoli, le-a vestit și uite ce spune Marcu. Și zice, auzind că este viu, n-au crezut. Ei, deși se tânguiau și plângeau, n-au vrut să creadă, zice, și mergând au vestit ucenicilor, dar nici pe ele nu le-au crezut. N-au crezut. Și ca drept dovadă, necredința lor este relatată la Emaus. Niște femei de ale noastre ne-au spus și ne-au vorbit de însemnări și arătări de îngeri. Dar ce să fie, noi nu știm. Și atunci Mântuitorul exclamă cu un cuvânt greu, dojenitor, dar iubitor. Ce zăbavni sunteți cu mintea și cu inima. Mergând la Evanghelistul Ioan, Evanghelistul Ioan arată că Maria și Marcu însemnează două lucruri importante. Zice, Maria Magdalena, din care Dumnezeu scosese 7 draci, Hristos scosese 7 demoni. Deci iată care era unul din argumentele pentru care nu era luată în seamă. Ea mai înainte, fiind îndrăcită și plină de patimi, argumentul ei mai puțin conta. Ei, ori aici, acum în ziua de azi, ne izbim cu totul de o altă relatare. Acei pretinși teologi, acei pretinși rugători, acei pretinși mistici, acei pretinși isihaști sau trăitori, care stau cu nasul în filocale de dimineață până seara, nu sunt la măsura acelei babe, cum spune Petre Țuțea, jegoasă pe picioare, care intră în biserică și spune cu smerenie o rugăciune la icoana Maicii Domnului și îi picură harul lui Dumnezeu în cap, fără ca ea să știe că e sfântă. Tocmai aici vrea Mântuitorul să reflecte zăbăvnicia acestor apostoli care s-au instruit 3 ani de zile și n-au fost nici la măsura măcar a niște femei neputincioase care au văzut și calvarul, s-au dus și până la mormânt, n-a ținut cont de strajă, n-a ținut cont de ostași, n-a ținut cont de pecete. Deci tu sigilezi ca roman mormântul să vezi metoda prin care va învia dacă nu cumva îl fură și tu ca femeie neputincioasă te închipui cum vei rupe tu sigilurile și să dai piatra la o parte. Deci vedeți curaj bărbătesc în trup femesc, tocmai pentru acest motiv Maria Magdalena insuflată de Dumnezeu se întoarce din nou la mormânt, se îndoiește. Are și un moment de îndoială, dar nu îndoială în credință, nu îndoială în ideea că Mântuitorul a înviat, ci sigur că spune Ioan Evanghelistul, dacă s-ar fi scris tot ce s-a discutat sau tot ce a făcut Mântuitorul, nu încăpeau cărțile în lumea aceasta. Și nu la întâmplare. Să fiți siguri că discuția dintre Maria Magdalena și apostoli a fost cu totul acuțit și aprinsă. Dacă eu i-am cuprins picioarele, dacă eu i le-am sărutat, dar dacă eu m-am întâlnit cu el și înger ne-a vorbit, dar mai degrabă apostolii au avut credința că un înger s-ar fi putut arăta la mormânt și îi vestesc Mântuitorului. Păi niște femei de ale noastre ar fi spus că a văzut arătări de îngeri și mormântul ar fi gol. Deci ar fi gol. Nu erau siguri că mormântul este gol și încă nu credeau în înviere. Dar mai mult decât atât, sigur ar fi contrazis-o pe Maria Magdalena și ar fi spus, auzi, tu mai puțin, habar n-ai ce-i cu tine, știi prea bine că ești una din cele mai noi între tabăra noastră și apoi nu ne-am luat noi după demonizările tale, după arătările tale. Sigur, ca femeie s-a împuținat de suflet și s-a împuținat pe două motive concrete.
Este un moment și un factor psihologic care lucrează și în viața liturgică, lucrează și în viața laică, și în viața socială, și în viața bisericească spirituală. Tu, ca fiind fără școală sau fiind fără studii, te vezi în fața unui director când te încadrează la o fabrică, tremuri în fața lui și nu știi cum să-i răspunzi mai frumos, doar ți-o semna încadrarea. Dar uiți în toată omenirea ta că Mântuitorul a spus în Evanghelie să nu defăimați pe cei mai mici, că îngerilor văd pururi fața în ceruri. Și uiți și scalci demnitatea umană în picioare. Ei, demnitatea omului trebuie respectată indiferent că este mic sau este mare. Deci de aici se relatează clar că Mântuitorul a înțeles înjosirea Mariei Magdalena și i-a pregătit o etapă mai frumoasă de spiritualizare. Ești în biserică, te vezi în fața preotului și preotul în veșminte și cum sunt babele noastre de la țară și cum sunt creștinilor. Vai, sunt păcătos, părinte, iertați-mă, fii păcătos, omule, nimeni nu te contestă, dar asta nu înseamnă că trebuie să te transformi într-un câine lingușitor. Deci trebuie să fii acel om plin de demnitate, eu sunt cel ce am greșit, eu sunt cel ce mă pocăiesc, eu sunt cel ce fac canonul, eu sunt cel ce mă spovedesc, iar eu trebuie să-ți vorbesc la măsura spirituală a sufletului tău. Deci trebuie să-ți respect partea divină din tine. Adică tu nu vei fi o sluga mea prin faptul că ești păcătos sau a altuia, ci tu ești tu și ai Dumnezeul meu și eu am Dumnezeul tău, că avem același Dumnezeu și ne respectăm reciproc. Eu fac datoria de părinte, judecător sau doctor, iar tu îți faci datoria de penitent, om ce se pocăiește și om pocăit. Că de va vrea omul într-o jumătate de zi, spune Patericul, să va îndumnezei. Ei, același lucru s-a relatat, același lucru și complex de inferioritate s-a relatat aici în prezența mironosiților. Maria Magdalena s-a văzut frustrată de acești apostoli și ce a spus? Eu totuși am să mă duc la mormânt să mă mai conving o dată. Ei, convingerea a fost extraordinară și categorică. În clipa când s-a apropiat de mormânt plângând că a fost înjosită și luată în râs de apostol sau jignită sau poate chiar tu mai bine te-ai duce și ți-ai vedea de treaba ta. Categoric i-au spus așa. Ei, doi îngeri de lumină stăteau la mormânt. Unul la cap și unul la picioare. Că așa spune cântarea din Duminica Slăbănogului la slavă. Iar doi îngeri de lumină purtători, dacă te-au văzut, spune acolo, când s-a uitat înăuntru mormântului, Maria Magdalena a întrebat. Zice, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. S-a relatat și ea ca și apostolii. Băi, dacă ăștia se îndoiesc și au fost cu el și îi știu mai bine puterea decât mine, așa o fi. Să-l fi furat romanii, să-l fi ascuns în altă parte. Să-l fi luat cineva și să nu să fi tăinuit, să nu se știe de trupul lui. Dar iată că îngerii de data aceasta își fac datoria la un mod mult mai înalt de gândire omenească. Se adresează din nou brusc și spune, ce căutați pe cel viu? Citiți binecuvântările învierii. Ce căutați pe cel viu printre cei morți? Căci a înviat și este într-o lumina cea pururea fiitoare. Deci iată descoperirea. Am vorbit în ziua întâi a învierii luni. Deci este în lumina cea pururea fiitoare. Iată dogmatică despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos, relatată nu de oameni, nu de apostoli, nu de scriitori bisericești, ci de îngeri. Mai mult decât atâta, spune mai departe. Dacă a văzut îngerii că Maria Magdalena nu constată nimic dintr-o mahramă și un giulgi, nu a aruncat la întâmplare. Să vedeți întâmplare. Deci cum a fost învălit în mahramă și în giulgi, deci capul a fost în mahramă, asta e marama cu care v-am robodit, și trupul în giulgi, ele erau tot înfășurate. Deci se vede categoric că Mântuitorul s-a transpus în planul duhovnicesc, a primit libertatea de mișcare dumnezeiască, pe care deci și o avea prin eliberarea de moartea păcatului omenesc, că el n-avea păcate, și în clipa aceea a trecut prin giulgi ca prin ușile încuiate. A trecut prin piatra mormântului ca prin ușile încuiate. A trecut prin lumina cea orbitoare a nopții fără de măsură și de dimensiune. Deci lumina care a fost văzută la miezul nopții cu tremurul și spăimântarea ostașilor, cum v-am spus luni atunci la înviere, vă plictisiți, dar povești cu babe, suntem sătui. Ei,
În acea lumină exista chiar dumnezeirea, care în prea plinul ei era oriunde. Dar s-a făcut o concentrare, exact ca în Vechiul Testament. Și zice, noaptea îi conducea în lumină de foc și ziua în nor. Ei, însemna că Dumnezeu era numai în norul sau în lumina respectivă? Nu! Era peste tot cu ei și era peste fața întregului pământ. Dar în acea clipă la înviere, Mântuitorul Iisus Hristos a trecut prin acea țâșnire de lumină și s-a dus spre scaunul cel de slav al treimii, pe scaunul cu Tatăl, în Rai cu Tâlharul și așa mai departe. Deci iată ce putere neînchipuită, deci cum să spunem în teologia modernă, putere apofatică, fără de măsură, un izvor nemărginit. Și, deci, îngerii o previn de data aceasta pe Maria Magdalena și o și invită la vorbă. De ce? Pentru râvna și iubirea ei. S-a văzut lezată sufletește, dar nu s-a văzut deznădăjduită, cum spun mironosițele de astăzi. Vin și stau pe la ușa bisericii și apoi, știți, îți deznădăjduită, dar e deznădăjduită că nu se roagă și nu-și face pravila și canonul și vreau 1000 de sfaturi, le spuneam eu odată la o mironosiță de-a mea. Zic, voi aveți 100 de duhovni și n-ascultați de niciunul. Ascultați ce spun ei, dar faceți ce vreți voi. Ei, cam așa e cu mironosițele roase. Ori Maria Magdalena n-avea niciun duhovnic, dar avea acum sfătuitori pe îngeri. Și Maria îi se adresează, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Sigur că îngerii au fi spus, ce spui tu, Maria? Categoric i-au spus, tu încă nu știi nimic despre înviere. Dar ce era problema? Sfântul Ioan Gură de Aur arată că Maria Magdalena nu era inițiată într această taină a învierii. În primul rând, ea n-a fost lângă apostoli în Joia Mare la cină. În primul rând, ea n-a fost de față când Iuda și-a băgat lava în blid să vândă pe Hristos. N-a fost în grădină când l-au vândut și l-au sărutat. N-a fost la diferitele cuvântări pe care Mântuitorul le-a ținut cu atâta splendoare apostolilor, crezând că n-a fost de față, să fiți siguri, când a intrat în Ierusalim sau când s-a certat Iacov cu Ioan pentru locul din dreapta și din stânga, că de-ar fi fost Maria Magdalena acolo, vă asigur eu că le dădeau lecția apostolilor mult mai mare decât aceasta care le-a dat-o, în care Mântuitorul i-a descoperit ei mai mult decât lor. Luto mai dă o arătare grosolană, vrei grosolan? Grosolan ai să mă vezi, poftim! Și intră prin ușile încuiate la modul subțire spiritual și apare în fața lui cu rănile sângerânde, cu coasta sângerândă, cu tălpile, deci cu laba piciorului spartă de cui și spune, pipă-i mă, Toma! Poftim, pipăiește dacă nu vrei să crezi, dar fii credincios. Iar la momentul când îi spune să fie credincios, spune penticostarul, nu eu, ci că Toma vrând să atingă coasta de văpaie, a strigat Domnul meu și Dumnezeu meu. Unde mai întâlnim această relatare? O întâlnim foarte frumos tot la Sfântul Ioan Gură de Aur, că și Maria Magdalena era să guste același păcat. Deci Maria Magdalena se apropie, deci la mormânt, duce discuția cu Mântuitorul și deodată observă că îngerii se sfiesc. În timp ce ea vorbea de Hristos, el era de față. Îngerii și-au văzut stăpânul, și-au văzut Creatorul. Și s-au sfiit. Ea sigur, cum arată, iar ea întorcându-se înapoi, așa arată troparul din cântare, a văzut pe cine? Tot pe Mântuitorul într-o înfățișare mai lumească, pentru că atunci când i-a cuprins picioarele și i-a spus bucurați-vă, sigur că s-a arătat într-o slavă puternică, dar știind-o că e credincioasă, tot fără semne de cuie în mână, în coastă și în picioare. Fără semne, că l-ar fi cunoscut. Dar în clipa când l-a văzut în hainele obișnuite și în ținuta omenească obișnuită în loc de haina slavei sale care o avea după înviere, i-a zis, tu ești grădinarul, știi cumva unde l-au luat, unde l-au pus ca eu să mă duc la el? Și în clipa aceea spune că îngerii s-au spăimântat. Pentru aceea s-a întors Maria din nou spre ei. De ce? Și îngerii au tresărit, s-au sfiit și probabil ar fi făcut cum facem noi la o întâmplare oricare. De ce? Au observat că Maria Magdalena vrea să se atingă de focul Dumnezeului. Și Ioan Gură de Aur relatează clar că Iisus Hristos era văpaie, de acum era Dumnezeu, era izvorul focului, era izvorul luminii, era izvorul vieții. Deci era mai presus de toată puterea gânditoare. Și ei ca îngeri, troparul,
nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu, către care nu putează căuta oștile îngerești, iar prin tine preacurată cuvântul întrupat s-a arătat nouă, pentru aceasta pe tine te fericim. Ei, îngerii care n-aveau curaj să se atingă s-a spăimântat de semnul Mariei Magdalena lumesc, iubirea ei sinceră și sufletească, de a-i mai cuprinde odată picioarele. Și când s-a întors din nou, Mântuitorul de-abia prin îngeri, el nu știa, dar a lăsat, s-a pus într-o limită mai omenească. A tresărit și el chipurile și i-a spus Mariei Magdalena mai mult adojană, dar tot cu dragoste. Nu mă atinge și în clipa aceea începe dogmatica dumnezeirii din gura lui Dumnezeu din nou. Că nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru. De ce nu s-a suit? Nu s-a suit ca Dumnezeu era de mult, că era în ființă cu treimea, era ființa treimii întreagă, dar era ipostasul Fiului. Și ce mai trebuia să facă ipostasul Fiului? V-am spus în lunea învierii, dar ați uitat. Trebuia să împlinească ce a văzut Ștefan la pătimirea lui ca mucenic. Și am văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Trebuia să ducă acest trup carnal al nostru de lut, mostra noastră pământească, să o lipească în treime acolo, dar înduhovnicită, ca să se împlinească din nou relația om-Dumnezeu, cum a fost între Adam și Dumnezeu în rai. Ca nu cumva să vină iară dracul și să-i spună femeii în rai, sau bărbatului, sau sfinților din nou, hai, mâncați din pomul ăla, rupeți floarea aia, batiți-vă cu vulturul ăla, cu heruvimul ăla, ca să fiți ca Dumnezeu. Nu! Ci sabia de data aceasta s-a ferit de la ușa raiului și s-a pus în calea diavolului. Deci diavolul nu mai are putere asupra împărăției lui Dumnezeu, iar slava lui Dumnezeu este acea rugăciune, am găsit eu ceva frumos, care mi-a plăcut mult, o rugăciune liturgică care noi o folosim tot timpul în biserică. Dumnezeu părinților noștri, care ai făcut să treacă umbra nopții, deci această greșeală pe care au făcut-o protopărinții, și ne-ai arătat iarăși lumina zilei, ziua 8-a, ziua învierii, luminează mintea noastră și simțurile ni le păzește, ca în lumina zilei tale să ajungem la viața de veci. Deci vezi, numai prin înviere. Că la tine este izvorul vieții, ai văzut? Și să ne învrednicim a fi într-o desfătare a luminii tale cele neapropiate. Deci dacă nu ne învrednicește Dumnezeu după moarte să ajungem unde a ajuns Hristos când s-a înălțat la Tatăl înainte de a-L atinge Magdalena, degeaba am trăit. Aici ne mănâncă vierme, aici să mănânc colace, aici să papă parastasele, aici să bat bețivii, aici să înjură cerșetorii, aici să umple trăistele și să aruncă. Totu-i praf și pulvere. Noi trebuie să adormim. Noi trebuie să adormim, cum spunem proscomidiar atunci când se scot părticelele, într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice cu împărtășirea ta, Hristoase, și pe toți cei din veac care au adormit. Și să apoi să încheie cu acel frumos ecfonis, că tu ești Dumnezeu adevărat și mult milostiv și pe tine te laudă puterile cerești. Deci vezi, îngerii l-au lăudat la naștere, îngerii l-au lăudat la înălțare, că doi îngeri s-au arătat la înălțare și a spus, bărbați galileni, ce v-ați mirat așa? Cum l-ați văzut că s-a coborât, că s-au suit la cer? Așa va și veni. N-a vorbit Hristos, ci a vorbit îngerii, duhurile slujitoare. Mai mult decât atât, iată, și ție slavă înălțăm. Sigur că înălțăm slavă ori de câte ori cântăm, deci ori de câte ori cântăm și ori de câte ori îl lăudăm. Pentru că și Maria Magdalena, deci și Maria Magdalena, care de data aceasta la vederea celor doi îngeri înțelege toată învățătura, de data aceasta s-a schimbat formula. N-a s-a mai dus plină de supărare, ci a plecat la apostoli într-o bucurie nemărginită și le-a spus din nou, am văzut pe Domnul, s-a terminat filmul, nu i-a mai păsat. Ei au rămas în continuare necredincioși, s-o vedeți și pe aceasta. Și iată că arată evanghelistul Marcu și spune, categoric să adeverește, și mergând a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul. Iar la urmă, când cei 11 ucenici ședeau la masă, s-a arătat Hristos, i-a mustrat pentru necredința și împetrirea lor. Deci, eu mă arăt Mariei Magdalena două oară, vă dau prilej de înviere, deci vă dau relatări mai multe și tot nu înțelegeți că n-au crezut pe cele ce-l văzuseră înviat.
Și spune, și le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Le-a spus, hai că cu voi tot slab stăm, nu prinde de voi cateheza, degeaba ne chinuim. Dar s-a găsit și Toma care a pus capac la toate. Că imediat după această întâlnire cu cei 11, a venit și Toma care a vrut să mai pipăie și coastele. Și l-a pus pe Mântuitorul în postura de a se transpune încă o dată din slava învierii în acel trup, libertatea de mișcare, în care să se vadă răni sângerânde. N-au crezut nici așa, să fiți siguri. Deși a exclamat Maria la mormânt, în clipa aceea, Domnul meu și Dumnezeul meu, deși a exclamat Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, încă n-au crezut până n-au mâncat cu ei fagure de miere și pește fript. Ce a zis? Băi, dar dacă totuși Duhul și Năluca mănâncă, dar măcar și Mântuitorul le spune categoric, priviți-vă, Duhul n-are oase și carne, Duhul nu mănâncă. Atât de grei erau la cap. Nu erau grei pentru că erau necredincioși, nu erau grei pentru că erau nepregătiți, erau grei pentru că Satana pusese prima piatră de poticneală în puterea învierii ca să-i corupă pe oameni. Dracul n-a dormit în clipa când a văzut iadul gol și a fugit și s-a spulberat. Unde credeți că a venit? A venit pe pământ. Și ce a făcut? A îndrăcit din nou pe Ana și Caiafa, a îndrăcit din nou pe iudei care prindeau pe apostoli și îi băgau în temniță, a îndrăcit din nou pe cei, pe Saul din Tars care omora creștini și așa mai departe. Nu s-a lăsat, dar i-a îndărătnicit și pe apostoli. Le-a umplut inima de îndoială. Îndoiala e lucru satanic. Numai când Mântuitorul a înțeles că altfel nu se face treabă, a suflat asupra lor Duh Sfânt, și le-a spus, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertat va fi, cărora veți lega, legat va fi. Că a văzut, n-au școală, nu se prinde de ei nici rațiunea, nici trăirea, nu se prinde de ei nici minunea, nici vedenia. Trebuie să-i ajut să-i schimb cu ce? Exact cum spune arhiereul la Hirotonie. Dumnezeu cu har, cel ce cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite le desăvârșește. Asta este rugăciunea de hirotonie. I-a hirotonit apostol și a spus, vă fac pentru că ați fost martorii oculari, vă fac pentru că aveți oarecare credință, luați Duh Sfânt, împliniți-vă puterea minții, împliniți-vă puterea sufletească și treceți la treabă. Și într-adevăr au trecut la treabă. De ce? Pentru că întâia predica lui Petru a întors 5.000 de oameni la credință, iar a doua predica lui Petru 3.000. Și spune că atâta putere aveau ei care fugeau de frica iudeilor și se ascundeau ca șobolanii care și pe unde puteau, că în clipa când predica acolo în Ierusalim și era și spune acolo, înțelegeau în toate limbile și greci și elini și iudei și din toate ținuturile și perși, arată în Faptele Apostolilor. Spune, zice, noi nu vă spunem altceva decât cele ce am văzut. Dar ei n-au văzut decât două lucruri. Au văzut coasta de văpaie, au văzut luarea Duhului Sfânt și abia întregirea bisericii la 50-ime când Duhul Sfânt s-a pogorât de plin ca mângâietor pentru toată lumea până la sfârșitul veacului. De aceea noi, cei de față, și mironosițe și apostoli, pentru că bărbatul rămâne veșnic apostol fiind capul femeii și femeia rămâne veșnic mironosiță fiindcă este, cum se spune, soața bărbatului și însoțitoarea lui de viață, trebuie să avem două mărturii concrete. Una, nu tăgăduirea credinței, ci întărirea credinței, nu deznădejdea și miorlăitul, cum v-am spus că nu suport și mă deranjează în tot timpul acele miorlăituri și vai, că ce să fac? Nu faci nimic în cele mai grele prilejuri ale vieții, pui categoric mâna pe cartea de rugăciune și te rogi. Pui mâna categoric pe psaltire și citești. Pui mâna categoric și postești. Pui mâna categoric și bați metanii. Nu eu te spovedesc și tu îmi vii la împărtășit și spui, ce părinte, n-am făcut canonul. Dar cât canon ai avut? Păi 30 de metanii la zi, rugăciune de seară și mi-a zis. Foarte greu canon. Asta îți lua câte o lună pe zi ca să-l faci. Deci îți dai seama ce lucrare au mironosițele din ziua de azi. Deci trebuie să rămână veșnice purtătoare ale mesajului învierii. Și ca drept dovadă că femeia rămâne purtătoare a învierii, ei s-a dat să dea viață. Ei s-a dat să nască pruncul. Cu fiecare prunc născut se simbolizează un act al învierii. Dar și cu fiecare prunc avortat se simbolizează o îndoială în plus și o rupere a peceților și o furare a Mântuitorului. L-au furat pe Domnul. Au zis că l-au luat în ascuns.
Deci de fiecare dată când ne facem oameni criminali ai morții și împotrivitori lui Dumnezeu, de atâtea ori suntem martorii necredincioși ai învierii, pentru că învierea înseamnă viață și bucurie veșnică. Iar un alt mesaj care trebuie să ne rămână este și mișcarea de afară care ne înconjoară. Lumea e plină de dezmățuie. O spunea Ioan Iacob ca un mic profet prin anii 20, prin anii 40. Și dacă te lași chemării, pradă ești de străbălări. Iar de uiți chemarea sfântă, ai să joci precum îți cântă. Deci destrăbălarea, radio și distracția și toate celelalte, dacă nu sunt folosite cu dreaptă socoteală și nu știm să ne folosim de ele la modul rațional, sufletesc și devenim, i-am spus odată unui om, că a spus, zice, băi, eu nu pot trăi fără femei. Băi, dar tu ești dobitoc sau ești om? Tu, patima te subjugă pe tine sau rațiunea conduce patima din tine? Părinte zice, eu sunt rațional, zice, dar nu pot să mă stăpânesc. Dacă nu poți să te stăpânești, pune-ți un lănțișor la gât, leagă-te în rând cu vaca și paște-ți amândoi iarbă. Numai aia devine irațională și poate să facă asemenea lucru negândit. O dai în lucernă, paște, se umflă și moare. O dai la apă sărată, bea până crapă. Așa și tu. Scapă-te în patimă că locul în iadă ți este pregătit. Deci trebuie să fim oamenii, cei care argumentează concret învierea, nu cu vorbe, nu cu frică, nu cu scârbe, vai de mine că ce se întâmplă, vai de mine că nu știu, nu se întâmplă nimic. Biserica nu o dărâmă nimeni. Nici jidanul, nici sultanul, nu o dărâmă nici mahomedanul, nu o dărâmă nici yoginul, nici japonezul, nici radiestezistul, nici nimeni nu poate să o dărâme. Este pe piatra lui Hristos și Hristos în capul ei, iar când crede că trebuie certată, o lasă spre întărire. Și când crede că stă să cadă, Dumnezeu o întărește și surpă pe dușmanii ei. Nu trebuie să ne facem noi probleme ce învârte fragmazoneria, ce învârte jidovimea, ce învârte necredinciosul sau ce învârte ateul sau ce învârte păcătosul, curvarul, bețivul, hoțul, tâlharul, banditul. Nu, 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 nu vă faceți probleme. Moare un creștin adevărat, să mai naște un mucenic în rai. Moare o creștină adevărată, să mai naște o mironosiță. Moare un drept împușcat, să mai face un mărturisitor în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu vă puneți probleme de genul ăsta. Împărăția Lui Dumnezeu nu-i stricăciune. Și în Evanghelia de la Ioan scrie categoric. Cine este de sus, gândește duhovnicește. Cine este de pe pământ, gândește trupește. Și le spune apostolilor, dacă urechi au și n-aud, dacă ochi au și nu văd, dacă mintea au și nu înțeleg, deci același lucru să avem și noi în minte. Și ori de câte ori suntem la o greutate, sau la un necaz, sau la o greșeală, sau la o strâmtoare, să ne aducem aminte atât. Nici nu trebuie să-ți aduci aminte mai mult. Până la anul de înviere, să avem în minte întotdeauna. Hristos a înviat din morți. Cu moartea pe moarte călcând. Deci cu jertfa a venit și El. N-a venit cu spray și cu Rexona. Cu jertfă, a curs sudoare, a curs sânge și a sfințit crucea. N-a dat-o cu mir și n-a dat-o cu apă de colonie și i-a pus boială de far. Nu! Ci a fost la modul categoric însângerat și colorat de patima și de jertfa sa. I-a curs sângele și roi. Și în clipa când a spus cu moarte pe moarte, când a spus categoric ultimul cuvânt și deznădământul final. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Adică și sufletelor noastre care stau în morminte de lut, dacă se spovedesc și se împărtășesc, vor învia cu Hristos în vecii vecilor. Amin. Amin.